Da, bună ziua! Pentru briefingul de presă vă fac următoarele anunțuri. În legătură cu situația epidemiologică la nivelul județului Neamț astăzi, avem în continuare Comuna Dobreni la o cotă destul de mare, 7,41 grade infectare la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Avem Comuna Negrești cu 5,48, Comuna Pângăraț 4,80, Alexandru Cel Bun 4,09, Dumbrava Roșie 3,74, Girov 3,52, Mărginen 3,51 și localitatea Grințiești 3,34. Vestea bună e că la municipiul Piatra Neamț rata de infectare la ultimele 14 zile a scăzut la 5,34 indice la 1000 de locuitori, ceea ce nu poate fi decât o veste bună. Înseamnă că la Piatra Neamț focarele familiale sau extinderea comunitară este în scădere și mulțumesc pietrenilor pentru că au înțeles mesajul, mesajele venite din partea autorităților, fie centrale, fie județene locale, de a respecta portarea măștii și în spații libere și obligatoriu, sigur, și în spații închise, distanțare socială și respectiv igienă, pentru că, în mod clar, și măsurile luate până acum de Comitetul Județean de Situații de Urgență sau de Guvernul României sunt măsuri bune, apreciez eu, care au dus la diminuarea gradului de infectare pe raza municipiului Piatra Neamț. Suntem în discuții cu privire la cele două localități, Dobreni și Negrești. E în analiză la Direcția Sănătate Publică și se evaluează situația celor două localități. Să vedem dacă din analiza DSP va reieși propunere de carantinare sau nu după caz. În funcție de rezultatele analizei DSP, o să facem un comunicat de presă și vom anunța cu privire la ce se întrevede în legătură cu cele două localități. Dacă previziunea va fi în scădere, că vor ieși mai mulți pacienți care s-au infectat acum 14 zile și sunt într-o stare de sănătate bună care le permite ieșirea în autoizolare, carantină și nu mai intra alții, vom fi într-o situație clar care nu va duce spre o zonă de carantinare. În legătură cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, astăzi au ajuns cei de la Fundația Dăruiește Viața, o echipă mare, complexă, în frunte cu doamna Oana Gheorghiu, cu care am discutat toată săptămâna trecută, aproape în fiecare zi la telefon. O echipă cu experți, o echipă cu arhitecți, cu tot ceea ce înseamnă proceduri legale, cu oameni pe partea tehnică care cunosc tot ceea ce înseamnă sistem de oxigen, sistem de electric. Au ajuns la Spitalul Județean Neamț astăzi la ora 12, împreună cu domnul inspector Mihai Mitea de la ISJ, de la ISU Neamț și cu domnul Firăstrău de la DSP și alți doctori epidemiologi. I-am întâmpinat și reprezentanții CJ-ului de altfel. I-am întâmpinat pe cei de la Fundația Dăruiește Viață. Am fost în spațiul de la etaj de la Nefromed, unde exista o propunere de a se realiza acolo terapie intensivă. Se caută și alte soluții. Cei de la Dăruiește Viața au identificat și zona de triaj epidemiologic din curtea spitalului, unde se poate realiza, apreciază ei într-o primă fază, se poate realiza o structură modulară cu aproximativ 20 22 de paturi pentru Spitalul Județean Neamț, secție de ATI complet utilată cu tot ceea ce înseamnă monitoare, gaze, oxigen, curent electric, absolut tot la cheie. Ceea ce ne-ar bucura foarte, foarte mult. Apreciez în mod pozitiv implicarea celor de la Dăruiește Viața, oameni dedicați, oameni care au și alte proiecte realizate până la acest moment, implementate în București și în alte județe din România, oameni cu inimă deschisă și care sunt aproape de locuitorii din Piatra Neamț și din județul Neamț la acest moment. Nu pot decât să le mulțumesc și i-am asigurat și astăzi că vom sta la dispoziție cu tot ceea ce înseamnă infrastructură și tot ceea ce ține de competența instituției prefectului sau a instituțiilor publice deconcentrate pentru a grăbi pașii pe care sunt de urmat. Dar am văzut o echipă de profesioniști, de oameni care știu exact
ce își doresc, știu exact cum se implementează un astfel de proiect pentru a nu avea surprize neplăcute, cum a fost tragedia din 14 noiembrie de la Spitalul Județean Neamț. În legătură cu secția ATI de la Spitalul Județean Neamț, cu toate că spitalul în câteva rânduri s-au și schimbat conducerea, a fost domnul Lucian Micu director, după aia a venit noua manager. Au fost informații, ca să zic, parțial incorrecte, pentru că am fost asigurați că există 8 paturi care se pot monta și pot funcționa imediat pe ATI, dar la nivelul săptămânii trecute, după discuțiile cu doamna manager, și vineri și sâmbătă și duminică, au realizat că parte dintre cele necesare pentru 8 paturi de ATI care să le poată pune în funcțiune, echipamente sunt rămase la etajul 2 și ar avea nevoie suplimentar de dotări pentru ATI. Am luat legătura cu Ministerul Sănătății și așteptăm sprijin. Totodată am luat legătura și cu cu o firmă, cu un om de afaceri important, care are o relație deja de donații cu Ministerul Sănătății și a ajutat întotdeauna și am trimis necesarul de echipament și așteptăm și sprijin de la din această zonă ONG sau oameni de afaceri. Cât de repede se poate, sper să primim aceste dotări ca secția de ATI să poată funcționa la nivelul etajului 4. Avizul de principiu pe marginea discuțiilor cu cei de la DSP, înțeleg că vor funcționa cu 6 paturi la etajul 4 și 2 paturi la unitatea primirii urgențe jos, după care așteptăm să vedem ce vor realiza cei de la Dăruiește Viață, că dacă realizează o unitate modulară cu 22 de paturi, în aproximativ 2 luni de zile îi spun că implementează proiectul și îl finalizează, adică se pot interna pacienți pe ATI la Neamț, în structura modulară, ar fi nemaipomenit. Înțeleg că între timp și Consiliul Județean Neamț caută să identifice un spațiu sau spații în care să reloce pentru viitor, pe termen mediu, pe termen lung, o structură de ATI. Dar rămâne de văzut ce vor găsi sau ce vor propune. Nu știu, probabil vor apela la experți sau în acest sens vor avea o gândire corectă și o gândire care să nu ne mai ducă la ceea ce s-a întâmplat acum o săptămână în urmă. Dacă sunt întrebări din partea Deci noastră. înțelegem că la nivelul spitalului astăzi nu au reușit să pună în funcționare secția ATI despre care se tot discutăm Nu. vechi. Nu. La acest moment, secția ATI despre care s-a discutat la nivelul săptămânii trecute nu este astăzi funcțională. La Piatra Neamț există totuși câte locuri de ATI, știți? Două. La nivelul primirii urgențe. Și suntem sprijiniți și ajutați în transferuri și atunci când este cazul și când situația o impune. În județele din Moldova am primit sprijin și de la județul Vaslui, la Spitalul Bârlad și apreciem și mulțumim, de la Iași, de la Târgu Mureș, deci mână de ajutor am primit, nu ne putem plânge de treaba asta, dar în mod clar trebuie cât de urgent cei de la spital să reușească să facă secția de ATI să fie dată în folosință. Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc frumos. Mai rămâne